Minora de 14 ani a fugit împreună cu o altă colegă de cameră din centrul familial aflat în subordinea Protecției Copilului Gorj. La un moment dat, au întâlnit un bărbat în vârstă de 41 de ani, cu care una dintre copile ar fi ajuns la o înțelegere în sensul de a avea relații sexuale cu acesta. Totul s-ar fi consumat în timpul nopții pe raza municipiului Motru, numai că pe fir a intrat și poliția care l-a identificat și reținut pe individul dornic de aventuri sexuale cu minore. Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit faptul că bărbatul de 41 de ani a întreținut relații sexuale cu o minoră de 14 ani pe raza municipiului Motru. Reprezentanții Protecției Copilului Gorj au inclus-o pe copilă într-un program de supraveghere și consiliere. Copila este monitorizată inclusiv la școală unde rezultatele acesteia nu sunt foarte bune. Este o fetiță care este monitorizată din punct de vedere psihologic, ea vine cu niște carențe uh, educaționale și psihice destul de mari, uh, provine într-o familie dezorganizată cu mamă cu probleme psihice. Uh, eu cred că fetița uh, va necesita o intervenție pe termen lung a colegilor mei psihologi și uh, să sperăm că acest, această intervenție va avea efecte uh, benefice. Dacă va fi găsit vinovat de faptele de care a fost acuzat, bărbatul riscă să rămână după gradii pentru multă vreme.